Liberalii maramureșeni împreună cu europarlamentarul PNL Daniel Buda au fost și în Piața Izvoarele din Baia Mare, unde au discutat cu producătorii locali, au identificat problemele cu care aceștia se confruntă și le-au explicat oamenilor importanța pe care o au alegerile europarlamentare. Cum dai ceapa, doamne, la lui? 5 lei. Dar dumneavoastră, ai produsul sau ai cumpărat-o? Și o revin. Doamne, că e pe un nepot. Europarlamentarul PNL Daniel Buda a participat și la o conferință de presă în cadrul căreia s-a discutat despre problemele României la nivel național, la nivelul regiunii Nord-Vest, dar și despre soluțiile implementate în Parlamentul European.